Premieră națională la Cluj. Primele 10 autobuze electrice vor fi puse în circulație mâine pe liniile 27, 28, 30 și 32. În acest sens, astăzi a fost votată o hotărâre de Consiliu Local pentru darea în concesiune a autovehiculelor către compania de transport public Cluj-Napoca. Astăzi au fost finalizate toate procedurile tehnice, legale și administrative în vederea dării în folosință a primelor 10 autobuze electrice, pentru prima dată în România autobuze electrice pe străzile unui oraș și, în consecință, am considerat că dacă aceste proceduri au fost finalizate, să le punem imediat în practică prin hotărârea de Consiliul Local care asigură cadrul legal pentru darea în concesiune către CTP a acestor autobuze și, evident, punerea lor imediat în circulație. Acordul de implementare a proiectului de înlocuire a autobuzelor a fost semnat în iulie 2015. Principalele activități din proiect vizau achiziționarea a 10 autobuze electrice și construirea 3 stații de încărcare. 2 stații se vor construi pentru deservirea zilnică a autobuzelor la cele 2 capete ale liniei 30 și o stație se va construi în depoul de reparații la capătul liniei 3 și va servi activitățile de reparații și întreținere. Primăria municipiului Cluj-Napoca a demarat în februarie 2017 licitația pentru achiziționarea a 30 de autobuze electrice, iar în iulie 2017 s-a semnat acordul cadru. Primele 10 autobuze sunt achiziționate prin programul de cooperare elvețiano-român. Cele 10 autobuze au fost recepționate astăzi, iar valoarea lor este de peste 28 de milioane de lei.